pădure, mai sunt doi haiduci. Urmelești la fel, nu știi pe care să apuci. Poterea de-asta este plină de dragi. Ești în haiduci, Bonțea și Baci. Bonțea-i nume românesc, Baci-e nume ungureș. Dar ei mâna-n mâna mereu acționează, câte o dată și după amiază. Lucrează impecabil, nu lasă urme, dau iama livezi în cireți și în turme. Să nu credeți că asta se întâmplă doar câteodată, apar periodic la data fixată. Bonțea-i pradă pe români, pe unguri Baci-i scoate din țâțâni. Scopul lor este din Baci presupus, să nu se chivească probleme în plus. Pe seama lor se pun desigur multe, că totdeauna s-au găsit urechi ca să asculte. Se spune de exemplu că își opresc din bani o cotă în funcție de numărul de ani prestați în producție și periclitate, și că astfel rămân din bani cam jumate. Se mai spune de Bonțea că el ar fi Baci și că Baci nu e ungur, ci provine din Daci. Se știe însă sigur că alaltă ieri seara au fost văzuți amândoi la Marioara. Se mai știe de aceasta că iar o soră, la fel de frumoasă, deși cam minoră, poterea imediat anunțată a fost de jandarmul Vasile, mereu de veche în post. Dar a ajuns târziu abia spre dimineață. Fetele nu dormeau, dar erau trase la față.